Ziua Armatei Române a fost marcată la Suceava printr-o ceremonie religioasă și militară. Acesta a fost primul eveniment public la care a participat economistul Vasile Râmbu după preluarea mandatului de primar al municipiului Suceava. Alesul local a sărutat drapelul de luptă. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor format din preoți care slujesc la bisericile din oraș. Deosebire de anii anteriori, evenimentul a atras un număr redus de participanți, inclusiv din rândurile oficialităților. Prefectura a fost reprezentată de subprefectul Antoniu Flandorfer, iar Consiliul Județean de administratorul public Cezar Iuja. Când a luat cuvântul, primarul Vasile Râmbu a subliniat absența de la ceremonie a prefectului Alexandru Moldovan și a președintelui Consiliului Județean Gheorghe Șoldan. Cu excepția Larisei Blanari, niciun parlamentar nu a fost prezent la ceremonie. Primarul a lăsat să se înțeleagă că cei care au absentat nu au acordat importanța cuvenită semnificației evenimentului. Și continuă domnul Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. Ca fiu de ofițer, știu că ați servit țara. Nu este doar o profesie. Este un destin asumat în numele unor idealuri esențiale pentru dezvoltarea națiunii noastre. Iar cele două cuvinte, onoare și patria, ce reprezintă deviza de pe fiecare drapel de luptă al Armatei Române, trebuie să ne ghideze pe toți. Este ziua în care omagiem Armata Română. Doresc să transmit un sincer omagiu tuturor militarilor români care de-a lungul timpului, pe diferite teatre de acțiune, s-au jertfit pentru apărarea poporului român. Îmi pare rău că n-am putut și eu să-mi deleg sarcini. E o sărbătoare deosebită în care ar fi trebuit să fie toată lumea prezentă la vârf. Dar asta este. Mulțumesc, domnule comandant. Domnule ordine Consiliului Județean. Domnule ordine Prefectura Socială. Doamnelor și domnilor parlamentari, dacă sunteți pe aici. Înalt prea sfințiile voastre. Onorate frate militare, dragi sucedeni, astăzi este o zi importantă pentru noi toți, dar și pentru mine ca primar al municipiului nostru. Pentru că numai departe de ieri am depus jurământul de credință și respect pentru oamenii acestei cetăți. Vă spun azi, la ceas de omagiu adus Armatei Române, când îmi voi respecta jurământul. La 25 octombrie, poporul român și noi, sucedenii, omagiem Armata Țării, faptele ei eroice, pe toți soldații și militarii care au fost și sunt mereu la datorie. Pentru noi, ca noi să dăinuim ca popor și să avem identitate națională. Se împlinesc 80 de ani, de când la 25 octombrie 1944 Armata Română a eliberat de sub ocupația cortistă ultima palmă de pământ românesc la Carei. Soldaților de atunci veșnică recunoștință. După rostirea discursurilor, participanții au depus coroane și gerbe de flori la monumentul Bucovina în aripată. Singura coroană cu flori naturale a fost depusă de echipa lui Vasile Râmbu. La final, militarii au bătut pas de defilare și au fost aplaudați de cei prezenți. Prin fața dumneavoastră defilează
la general militar Stefan cel Mare, căpunul Moldovenesc. Urmează militare aparținând inspectoratului de jandar județean Bogdan Vodă, Suceava, conținut